Pensionarii cu venituri de sub 3.000 de lei vor primi ajutoare de 300, 400 și 500 de lei. Banii la pensionari vor ajunge începând cu prima jumătate a lunii octombrie. Ajutoarele vor fi livrate prin mandat poștal, iar de pe 12 octombrie vor fi alimentate conturile pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea pensiilor pe card. Pensionarii declară că nu mai au încredere în guvernul Ciolacu, se plâng de pensiile foarte mici și spun că orice ajutor este binevenit. Și la ora actuală, actualul guvern nu-și respectă legile. Dar știu că vorbesc degeaba, degeaba vă zic. Nu-și respectă legile. O să fie pensia în raport cum vor crește pensiile, ăștia salarii, prețurile. Dacă prețurile se măresc, pensiile rămân tot la același nivel ca și acum, puterea de cumpărare a lor. Sunt convinsă că indiferent de ce zicem noi, nu se mai pune nimic. Eu am copii și mă mai ajută. Lucrează amândoi, au salarii amândoi și mă ajută. Nu, deci nu pot să zic că singură. Așa sunt singură, dar am copiii care mă ajută, știi? Și mă descurc. Nu fac cine știe ce, rămân în ce am. Încerc să mă descurc așa cum pot, fără să fac abuz de nimic. Asta e, nu avem ce face. Pensionarii sunt nemulțumiți de pensii și așteaptă mărirea lor. Ajutoarele nu sunt îndeajuns pentru traiul zilnic, spun ei. Ministerul Muncii anunță că au fost tipărite deja tichetele de pensii cu ajutoare.